ce fac băieții și bine ați venit la un nou episod incendiar din FIFA 20 Draft spre Glorie. Astăzi facem cel mai tare challenge pe care l-ați văzut până acum. Înainte să vă povestesc despre ce e vorba, nu uita să apeși butonul de like dacă îți plac challenge-urile pe canal, dacă vrei să vezi mai multe și de asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul e în descriere. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Băieți, astăzi facem un challenge incredibil. Fiecare adversar va avea avantaj de un gol. În fiecare match, la kick-off, o să-mi dau un autogol. Nu știu dacă ați mai văzut asta până acum. Eu cel puțin n-am mai făcut niciodată asta pe canal. Să fie foarte dificil. În rest, avem avantajul totuși că putem să ne alegem noi, cum vrem noi, echipa. Oh, și il capitan, hai că vă spun eu ce fac, îl iau pe Socrate și jo la mijloc. Nu ce amel, coborâm, LKM sau RKM. Suarez, Higuain, Cristiano nu stau la discuție. Cristiano să fie, Mandzukic, Malen. Te-ai săturat de mine. Într-adevăr, cu Mandzukic iau full la Ronaldo și îl schimb după minutul 1 pe Mandzukic. Așa ne dăm autogol, bam, și imediat o să avem posesie. Wijnaldum, Modric, Pjanic. Pjanic intră Blanao. Blanao. Boom. Thiago, Luis Alberto, Toni Kroos, Alan, bun, îmi place de Alan. Și cătul foarte bun la mijlocul terenului. William Carvalho, băi, dar bun a fost ăsta. Am jucat contra lui în draftul trecut. A fost impresionat pur și simplu de acest jucător. Băi, n-aveam pe unde să trec. 99 shot power, băi, ești nebun. Uliu. Ce avem? Witzel, Rodri. Nu se potrivește niciun. Avem un braziliero, totuși, pe Fabinho, care se potrivește destul de bine. Arnold, Team of the Year, Namanii. Asta o să ia și Team of the Year, cred. Anglia 1, Anglia 1, Italia 1, Florenții. Hai că vă spun ceva. Îl iau pe Arnold. Dar na, că e 79-71. Nu mă ajută cum are lucru. 81, Catalis, Hunter, 77-73. Ia stai Florenții tu aici. Aoleu, ce-a fost asta? Anglia, Italia 1. Pentru chemistry. Se potrivește Gagiola, dar cam atât. Jimenez, Socrates. Manolas. I like Manolas. Good. Bun jucător. Teyes, Jordi Alba, Alexandro. Sandro intră Blanao acolo. Blană. Și acum un icon? No. Nu mă duce. Nu cred. Nu mi-a dat nimic. Highest rated. Ok, bai, nu mi-a dat nimic, nu cred. Ia să vedem. Loris. Ter Stegen. Doi portăi. Ter Stegen n-are nicio... Mamă, nu fac nimic cu ăștia. Spania și Anglia, n-am făcut absolut nimic. De Ligt, în schimb, mă ajută foarte mult. De Ligt mă ajută foarte mult aici. Adică e mai bun decât golanul de Felipe. Are 34 pace Felipe. Bernard, Joaquin, Neuer. Îmi dă portărei. Tot mă încearcă cu portărei, dar n-am, bro, ce să fac cu ei, nu? Joaquin, Bernard ca super sub. Nu se potrivesc portăriei pe care mi-i dai tu. De Jong, Ronaldo, Sergi Roberto. Iau pe Son ca super sub acolo. Și mai trebuie un jucător de atac. Am mare nevoie de încă un jucător de atac. Spania 1, ce... Hai să iau pe Mitriță. Nu, highest rated, Zinchenko. Walker, Romagnoli. Romagnoli o să intră bine. Și e cam peste ce avem noi. Cred că e peste de lui, zic eu. Și acum poate să împice și un portar care este italian și nu e din Calcio, din seria de acolo. Immobile, Sommer, Company. Mă, ce să joci cu gagii ăștia? Navas nu se potrivește. Highest rated. La schimbări acolo am Bernard și Ronaldo, nu sunt senzaționali. Bale, Benzema, Di Maria, Lukaku. Bale, tot la portar mi-e gândul, acolo stăm pentru un full chemistry. Bruno Fernandes arată interesant. Coutinho, Orellana, Lemar. Dar are 300 la ceva. Asta are la... Nu, are 4-4. Bombiță, vină cu. Ia vină cu, că îmi place de tine așa. David, Germania, Franța, Spania 1. Nu mă interesează băieția. Stăm la portar. Portar și super sub. Zanetti, Piqué, Carvajal. Fii atent, Zanetti ăsta. Și cu Shadow. Vezi că e bun rău Zanetti ăsta. Bun rău de tot. Banner Company, Dinie, Hummels, de 88, nu mă interesează rest nimeni. Portarul aici se decide tot. Dăm ceva din seria, altceva ceva. Mi-a dat pe Gabriel ăsta, doamne, nici nu l-am văzut la început, nu știam din ce ligă e. Italia 1 de la Lecce. Pine pe bobiță, bă,
Bine, bă, 100%, 100 chemistry. Ok, îl prefer totuși pe Zanetti aici, în locul lui Alexandro. Sau, dacă ești tu băiat deșteptoviță, renunți puțin la chemistry, fii atent. 3 ce-i drept, nu? Renunți puțin la chemistry, dar am un fundaș dreapta și câștig o schimbare. Și după aia pe Super Sub avem Bernard, avem Son, avem bine așa, am opțiuni. Son, Bale, Bernard. Cred că joc Bernard cam. Vedem ce facem. E bine cum ziceam că avem opțiuni. Socrate este prea lent să joace cam. Să joc lăcămă. Da. Hai să ne arunc și manager și să vedeți. Să avem o tactică destul de nebunească. O să joc cu fast build-up. Da, asta de pe Premier League. Bun. Draft de 184. Ok, nu era asta important. Important e că avem jucătorii pe care mi-i doream eu în echipă. E, și acum pe custom tactics. Fiți atenți. La instrucțiuni lăsăm stay back la golanul. Asta și asta, adică la fundași și laterali. Un stay back la Fabinho, nu vreau să mă ajute Fabinho pe apărare. Și un cover center. Așa, și la tactici. Pe ofensiv ne ducem pe flash build-up. Și mai avem o tactică, trebuia să o pun pe asta. Stay forward pentru CAM. Bun, deci așa atacăm. Să fie nebunie. Un 4-3-3, Ronaldo cu Salah, cu Socrates, cu Mane. Ok, arată foarte bine echipa lui. Nu, am dat prea tare așa. Stai puțin, stai, să începem cu trebuie cu autogol. Are el fază în atac. Dacă îmi dă gol la fază, să trebuie să mai dau încă unul, stai. Hai, băiatul, hai. Este 1-0. Bun, hai să începem. Hai, Ronaldo. Om, uite, am egalat rapid. Bun. Bun asta pentru Ronaldo. Hai, Ron. Ronaldo, nu ratează de acolo. Bine, mă. 2-1, am întors meciul super rapid. Bravo. Ronaldo! Hai cu golul, Ronaldo! Ce ratare! Du-te, Cristi! Hai mă cu gol, mă. Hai mă cu gol în final. 3-1. Încă unul. Hai mă, Bale. Cum scoate Alisson faia? Degajase cu portarul în jucătorul meu, dădea gol cu poarta golă și a fluierat. După ce îmi face în sfârșitul primei reprize, în loc să mă las să dau gol cu poarta golă, arbitru, că și-a fluierat, acum uite ce gol se întâmplă. Ronaldo! Nu iartă de acolo! 4-2, super! Oh, nu mă așteptam la asta. Son? Încă o ocazie foarte bună. Son în blocaj? Alan în careu, iar în blocaj? Ocazii bune am avut aici. Bune să închidem meciul.
Sper să nu se răzbune pe noi cum ar veni. Manolas interceptează foarte bine acolo. Ia să vezi că pe el îl lasă să dea gol. Pe mine nu m-a lăsat atunci după ce s-a terminat timpul. Hai mă, Führer, ref! Este, mă! Câștigăm primul meci și adversarul nostru avea unul, a trebuit să-i dăm avantajul, un gol, challenge-ul. Am reușit totuși să câștigăm. 4-5-1. Ok. Sigur are Super Sub acolo în loc de atacant și de Eriksen. Pe Eriksen și atacantul schimbă. Du-te, hai. Du-te, Dic. Gata, are 1-0. Acum putem să încercăm, să începem să jucăm și noi. Cristiano, egalăm la faza următoare, super! Nu un blocaj, nu, de ce se duce oare în blocaj? Bară după aia, vai cât ghinion! Nu pot să cred, Ronaldo, ce-i frate asta la finalizare? Superb, Ronaldo, acolo, superb! 2-1, hai băieții! Golul ăsta, n-are ce să mai facă, gata, 3-1. Hai, Bernard, olio, Dumnezeule. Ronaldo încă 1? Pua, mă, cum trage Ronaldo ăsta la poartă. O centrare pe Ronaldo și aproape să marcăm și noi un gol din corner. Încă una pe Ronaldo. Da, mă, că salvează portarul acolo, ia, și poarta goală, Alan. Ghiși ce? Dă exact pe centru unde este. Stai, încă una. A dat exact pe centru unde e adversarul. Fuuu, Son cu o transversală. A bubuit transversala. Tacklingul lui Manolas a fost perfect. Întâmplă cu cine ala, cu Kante? Cu stângul lui Kante de acolo, bravo! Mergem în semifinal, uite, recunosc că nu știu dacă mă așteptam să ajung în semifinale la un challenge de dificil, să-i dai un gol adversarului. Avans 4-3-3, false 9. E cam împotriva noastră cum ar veni această formație. Are 3 mijlocași, de care unul defensiv, care să ne închidă acolo cei 3 jucători ofensivi ai noștri. Gata, acum are 1-0. A, m-a prins, n-am avut ce să fac acolo. Chiar n-am avut. Hai, Bale! Uf, ce ratare imensă! Nu, Bernard! Nu cred că a ratat Bernard de acolo! Du-te tare, frate! Supera contraatacul și Bernard își bate joc de noi. Hai, Ronaldo, un blocaj. Bune de tot ocaziile, dar nu s-a lipit deloc. Nu s-a lipit deloc golul. Iarăși un blocaj. Și s-a speriat și adversarul, a început să dea în ea. E sub presiune, știe asta.
Hai, Bernard. În final dăm și noi un gol. Bine, mă! Ai, băi, ce ocazie! Credeți-mi, o ocazie foarte mare. Era gol 100%, dacă nu știu cum am tins piciorul Virgil acolo. Nu știu dacă e offside. Egalăm, bine, mă! Super atacul acolo! 2-2! Hai pe ei, băieți! Nu se poate, frate, așa ceva. Nu se poate! Nu se poate așa ceva! Ronaldo! Egalăm imediat! Hai, băieții! Cred că e offside. Nu e offside și Son! Sonaldo, te mănânc! M-a prins aici, bă, m-a prins, frate! Of! Câte ratări am avut noi! Cristiano, egalăm 4-4, nebunie totală de meci, nebunie! E offside, cred. Nu e offside. Son, te mănânc! Mi-ai distrus meciul, frate! Na, și el dă. Incredibil, băi, incredibil! Na. 11-8 la șuturi spre poartă, 7-6 la șuturi pe poartă. Mai multă posesie, mai multe șuturi, ocazii mai multe. I-am dat cadou și un gol. Hai să vedem premiile din draft. Jumbo Premium și Premium Gold. Bă, mamă, ce m-am enervat la draftul ăsta. Pentru că jocul ăsta, deși are posibilitatea să fie un joc senzațional, sunt câteva greșeli în el. Greșeli care eu nu... De programare, de ce s-a întâmplat. Eu nu pot să-mi explic de ce nu s-a lucrat mai mult la el. Se rezolvau anumite chestii și eram tătici. Dar uneori jucătorii se împiedică. La mine ratez, adversarul dă gol. Nu e nimic special. E un gard albastru, într-adevăr, fundaș, mijlocaș. Fundaș dreapta, Oviță. Banner de 80. Băieți, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa!